Bine v-am găsit, stimați ascultători și telespectatori ai radioului și televiziunii Victoria din Vârșeț, vă spune Ioan Gheorghe Oltean, realizatorul emisiunii La Obârșii și La Izvor. Astăzi suntem din nou în platoul televiziunii, aici la Vârșeț, și avem oaspeți dragi din România. La Siriu s-a născut un om care astăzi este una dintre personalitățile de seamă a culturii românești, unul din cei mai mari artiști ai României. Câte Siriul de mare, oameni ca Benone n-are. Bine ai venit, Benone Sinulescu! Mai întâi mulțumesc pentru faptul că m-ai invitat, am venit cu multă plăcere aici. Și să țină Dumnezeu nărabul, să mai mă invit și altă dată, că viu cu multă plăcere. Cu tot dragul, pe drum înspre Serbia, din locurile noastre de Baștină, ne spuneai atâtea lucruri frumoase despre aceste locuri, despre oamenii de aici și te considerai, dacă nu în ghilimele, spus așa, anumite porțiuni din viața mea m-am considerat și eu cetățean al Serbiei. Da. Un lucru frumos. Ce îmi lipsește oare ca să arăt ca un sârb? Nu știu, ca un român din Banatul Serbia, ai suficiente elemente și în special dragostea pentru cântecul românesc, pentru cuvântul românesc, pentru tradiție. Vorbeam de Siriu. Lumea te cunoaște, te ascultă. Într-adevăr, mă pot mândri că viu dintr-un loc superb, mirific, absolut mirific, cu foarte multe minunății de jur împrejurul Siriului. Avem și vulcanii noroioși, avem și focul viu. Tot timpul este un deal, un munte, să zic așa, unde tot timpul ard flăcări din pământ. Munți de sare, de asemenea, artiști valoroși, că Benone Sinulescu. Aceste flăcări ard și în sufletul tău, pentru că ele reprezintă ce are mai frumos neamul românesc, cântecul popular. Ai îndrăgit cântecul? M-am născut cu cântecul de acolo, de la Izvoare, pentru că mă lăudam că viu dintr-o zonă absolut superbă, unde sunt cele mai mari păduri, sunt și niște realități. În localitatea în care eu m-am născut, a existat și un pin, cel mai mare pin din Europa. Dar între timp a fost trăznit de un fulger și nepricepuții de pădurare pe acolo l-au tăiat. Dacă tot s-au uscat, ce ai să-l tăiem? Dar trebuia să-l lase măcar așa. A existat și era un lucru foarte interesant pentru... E un lucru frecvent la români, de a da uitării elemente importante, chiar de istorie, exact. Chiar de... Dar, și mai am ceva, scuze-mă că te întrerup. Sunt obraznic, da. Nu. Dar tupeu am. Deci, la mine, la acolo, la curbura Carpaților, chiar în localitatea mea, în pădurile localității mele, localitatea mea este foarte întinsă, pe foarte mulți zeci de kilometri. Pătrați. Am zis bine? Da, ai zis. Nu ziceam că sunt cubici. Și acolo am pușcat Ceaușescu, ursul cu cel mai mare punctaj mondial. Cred că era hrănit, că erau niște ghețării din alea unde tăiau viței, băgau și le dădeau mâncare și îngrășea că vine Ceaușescu să-i împuște, dar a fost cel mai mare. Da, deci, într-un fel, Ceaușescu cunoștea zona și auzise că acolo e un mare cântăreț și erai preferatul lui Ceaușescu. Este adevărat. E un lucru rău ăsta. Nu, e foarte bun să fii prezent alături de șeful statului. Este istoria noastră. Vreau să spun următorul lucru. Cu toate că eu n-am fost... N-am iubit ceea ce a făcut el și mă rog, dar lui plăcea foarte mult muzica adevărată și nu invita numai nume cu greutate, exceptându-mă pe mine. Eu eram așa, Ioana Radu, Ion Luican, Angela Moldovan, Cristoreanu, Lucreția Ciobanu, tot cântăreți de marcă, deci nu invita pe oricine. Dar acum ăștia mai noi invită de ăștia care lansează genul ăsta, care s-ar dori să fie în față, dar el este foarte în spate.
avea niște cântece... Chiciu, am vrut să zic. Exact, avea niște cântece preferate, Ceaușescu. Da, avea, e adevărat. Da. Știi tot despre mine, ce să mă, unde să mă ascund? Totuși, să încercăm să le spunem și... Da, într-adevăr, la un moment dat mi s-a acrise de Radu Mami, un cântec foarte îndrăgit, că îl știe toată... Îl îndrăgește toată lumea, nu toată nația, nu știu dacă e... Exact. Și la Căsă s-a cuprit vor. Astea două, repetam, când era un eveniment important, ziua lui Ceaușescu sau Anul Nou, unde noi eram invitați, repetam cam o lună de zile, mergeam la repetiții și repetam fel de fel de cântice și când ajungeam să, acolo unde trebuia să intru pe scenă și să cânt, zice, tovarăși pe noi, știți, Radu Mami și s-a cuprit vorba. Păi nu l-am mai repetat, merge și așa. Să lăsăm pe Ceaușescu să se odihnească în pace. Da. N-am zis de rău. Nu, nici într-un caz. Dar nici de bine. Nici de bine. Să rămânem totuși în acea perioadă. Ai cântat pe scenă, ai cunoscut-o pe Maria Tănase, l-ai cunoscut pe Mihai Sadoveanu, care te admira atât de mult, personalități din viața artistică și culturală a țării, de fapt, au fost aproape de tine pentru că simțeau acest lucru cu un om înzestrat, cu darul cântecului, dar și un om de cultură. Nu știu dacă e asta, însă, într-adevăr, am fost răsfățatul condeilor țării noastre, pentru că eu am respectat, eu nu m-am dus cu un text oarecare într-un cântec și ei îmi îndrăgeau atât muzica mea cât și textul, conținutul. Și probabil că de-aia am fost apreciat și iubit de mari noștri scriitori, mari noștri moștri sacri, cum a fost Mihail Sadoveanu, Marin Preda, Zaharia Stancu, Eugen Barbu, Fănuș Neagu, Nichita Stănescu, pe care l-am iubit și l-am îndrăgit, au și scris despre mine, mi-au și prezentat chiar discuri. Am în câteva discuri în care m-a prezentat de Fănuș Neagu, altul de Ion Băieșu, altul de Nichita Stănescu. Deci m-am bucurat de personalități marcante și mi-aș dori ca să nu fac rabat de la calitate nici acum la vârsta mea înaintată. Stimați telespectatori! E și un semn de întrebare pentru ceea ce se întâmplă astăzi. Faptul cum muzica populară este percepută de către clasa politică, chiar de către oamenii, zic, de cultură, care... Așa zis. Așa zis. Oamenii da, de cultură. Da, zis așa în doi peri. Ai fost drăguț. Cum zice românul, care... După părerea unora, muzica populară este ceva pentru turism, pentru... Viu cu... Da. Cum să zic? Hai să folosesc și expresii de astea ale politice, cu un amendament. Da. Spun. N-ai fost membru al Parlamentului. Marele compozitor român Enescu, da. George Enescu, a spus așa: muzica nu este decât de două feluri, bună și proastă. Exact. Că acum, nu știu dacă... vreo manea bună am găsit, nu știu unde, aia poate că n-are, nu intră nicăieri. Așa, n-am găsit manea bună, dar în rândul maneliștilor sunt unii care ar putea să cânte muzică cu voci frumoase. Și au glasuri frumoase, unii dintre ei, da, e adevărat. Da, dar cum maneaua este la modă, se câștigă bine. Știi că vorbeam noi, de mai multe ori am vorbit lucrul ăsta, că sunt foarte mulți cântăreți, dar puțini artiști. Exact. Exact. Și asta este marea bubă, marea hibă a cântăreților, la artiștilor adevărați. Pentru că nu prea avem artiști adevărați. Tot corolarul ăla imens de mari monștri sacrei cântecului, începând cu Maria Tăra. Eu cu toți ăștia am fost coleg de scenă. Eu am cântat, ți-am mai povestit, da. Dar mai povestit și acum, și celor care ne privesc, la inaugurarea sălii Palatului de la București prin 1960, am cântat folclor doar eu și Maria Tănase. Doar Maria Tănase și eu, să zic așa. Așa. Restul erau numai marele ansamblu românesc, că era ansamblu Ciocârlia, de un răsunet strălucitor, fiind considerat cel mai mare și cel mai valoros ansamblu de folclor din lume, și totdeauna erau la bătaie astea două mari ansambluri, Ciocârlia și Moiseev de la Moscova. Deci astea erau cele mai apreciate. Și atunci, la spectacolul de care îți povestesc,
povesteam de la Sala Palatului, au fost toate ansamblurile astea, că erau multe ansambluri și profesioniști, se făcea artă adevărată atunci. Exact. Acum au dispărut și dirijorii de mare forță, nu mai e un Budișteanu, nu mai e un Nicu Stănescu, nu mai e un Victor Predescu, nu mai e un Bebe Oprea, nu mai e Florian Economu, Gheorghe Zanfir, care un pic el a avut partea lui și s-a dus spre solistică, spre Naiul lui, unde este regele Naiului pe planetă, dar și când a pus mâna să orchestreze niște piese, niște cântece, să le pună în scenă, să le pună în lumină ca lumea, apoi le-a pus. Eu am făcut mai multe înregistrări cu el și îi cunosc forța. Este un uriaș artist. Prietenul meu Zanfir, îmi pare rău că n-a putut să vină și el astăzi. Este foarte apreciat și aici în Voivodina, în Serbia. Mi-e teamă că repetăm multe lucruri înainte de a veni aici în platou, în fața reflectoarelor. Ai fost în emisiunea colegului și prietenului nostru Mircea Cățișoreanu la Radio Victoria. Emisiunea se transmite și la radio, dar... Asta se transmite și la radio? Și la radio, da. Dar nu-i nimic. Căutăm să nu repetăm. Da. Dacă și reușim, da. Noi încercăm astăzi și Mircea și eu să aflăm cât mai multe pentru telespectatorii și ascultătorii noștri de la Radio și Televiziunea Victoria, dar totuși să avem limita, pentru că vei reveni, după câte am înțeles, dorința, se gândește poate o localitate și chiar să te declare cetățean de onoare. Cu voi în frunte spargem munte după munte, nu știi? Cu Ion și Mircea în frunte spargem munte după munte. Eu cu voi sunteți foarte dragi și foarte, vă cunosc de, nu de mult timp, dar se întâmplă acea coeziune, nu știu cum să zic, s-a întâmplat ceva, că imediat mi-ați fost simpatici și agreabil. Că de mine cam frică de voi, zic, mă, ori fi niște mai constipați, mă, eu care sunt mai rânjit, mai vorbăresc, mai nu știu cum, da, și m-am convins de contrariu. Da, și aici venit, ai convins și de patronul televiziunii, de prietenul nostru. Vreau să spun că mi-era dor de locurile astea, mi-era dor de... Am foarte multe cunoștințe, cred că mâine o să am un program foarte dens, că o să mă ajute și prietenii noștri de aici, ca să mă întâlnesc și cu ceilalți prieteni care nu sunt acolo aici. Ai ascultat și a venit special să te cunoască un interpret al locului care îți cântă din melodiile tale. A venit chiar de la câțiva kilometri, a stat ore în șir. Nu-i de aici? Nu-i din Vârșeț, din altă localitate. Îți cântă cântecul, dar a vrut să-l vadă pe Benone în carne și oase. M-am bucurat foarte mult și chiar într-adevăr are un glas frumos, catifelat, timbrat bine, cu armonice. Mi-a plăcut foarte mult cum cântă. Păcat că nu l-am văzut atât de, cum să zic, interesat să continue. Eu cred că i-am dat un imbol, dar am înțepat puțin. Fii atent, mergi mai departe, că mergi bine. Chiar am discutat și am spus, ai reținut, este vorba de Novac, ai reținut ce ți-a spus, un mare nume din cântecul popular, da, m-a pus pe gânduri. E un lucru minunat. Asta e bine, acest lucru. Asta e bine, nu? Este bine, deci... faci lucruri de acest gen. Unde trec eu, să alege praf. Sunt multe de spus, stimați telespectatori, mari artiști ai României, ați văzut, vin din când în când aici în platoul televiziunii, studioul radioului. Pentru dumneavoastră încercăm să aducem spiritualitatea românească, frații români de dincolo de graniță, să vă aducă cântecul, cuvântul românesc, atât de scump și drag nouă românilor. Benone Sinulescu are în spate o viață de om închinată culturii, spiritualității cântecului românesc. Spuneam, este unul din cei mai mari artiști ai României, apreciat peste tot. Ai fost pe marile scene. Chiar și în Brzava, unde locuiesc eu acum, când m-am retras la țară, de frica Bucureștiului, doar știi ce? Este atât de aglomerat Bucureștiul și m-am gândit să zic, chiar să stau eu iarna asta la țară. Da, stă într-un, dacă pot să-i spun că este vremea micilor, marilor boieri, chiar un conac
mic boieresc, așa arată casa, un loc splendid, un loc... Eu v-am pedepsit astăzi că ați întârziat și atunci nu v-am invitat de nu dumneavoastră, nu v-am întârziat, pierdut că ne-am întoarcere. E timp pentru... E nevoie de liniște, este încărcat de proiecte, chiar pe mașină deschidea caiete și carnețele, se gândește la noi înregistrări, la... Am planuri mari. Cineva mă întreabă, zice, ce regreți? Ai vreun regret în viața ta, așa, nu știu, pe un post de televiziune din România? Zic, da. Mi-aș fi dorit să am glasul de la vârsta aia de 20 de ani cu mintea de acum. Da, e adevărat. Dar ai încă multe de spus în cântecul popular, după câte spun, și numai în cântecul popular. Veți vedea astăzi în emisiunea noastră alte modalități de a exprima sufletul românului, pornind de la cântecul popular. Și mulți dintre mulți, avem puțini specialiști în domeniul folclorului, din păcate astăzi marii s-au dus și încearcă, adică nu știu să facă diferențierea între folclor autentic, dintre făcături, dintre nou... Vorbeam despre cum să zic, o delimitare între genuri. Dar nu o să uit niciodată ce spunea Benone Sinulescu și regretata profesoară universitară Emilia Comișel. Se împlinesc peste care câteva zile. Care am iubit-o și am îndrăgit-o, am câteva cântece de la, de la domnei. Peste câteva zile se împlinesc 100 de ani de la nașterea ei. Împreună cu colegul Mircea vom merge la comemorare la Uniunea Scriitorilor la București. Este cunoscută de dumneavoastră aici, în zona aceasta, și la Coștei, și în toate satele, la Vârșeț, alături de profesorul universitar Lelea, a făcut atâtea culegeri de folclor, chiar îndruma în obținerea tezei de doctorat. Și mulți, mulți, profesorul Frățilă, prieten apropiat al doamnei Comișel. Sunt lucruri de care ne aducem aminte, sunt lucruri frumoase și spunea doamna Comișel și nu uit niciodată acest lucru, Ioane, folclorul este viu, este supus schimbării ca orice lucru, nu putem să rămânem tributari acelor forme, acelor ritmuri, acelor cu ce, care ne-am născut. Probabil că te referi la chestia asta, trebuie să ne racordăm la planetă, dacă toate s-au schimbat, să mai schimbe și folclorul, dar vezi că se depășe, să sare calul, asta sare e calul pro, rău de tot, mai ales chiar și de unii cântăreți ar fi cunoscut și dacă vin de ea mai tine, îl vede pe ăla, pe ăla, cu cât el cântă așa și tratează așa cântecul respectiv și că, dacă a făcut-o, înseamnă că e bine, fac și eu. Și uite așa s-a mai și denaturat cântecul. Pentru că, apropo de ce ziceai, că nu știu să facă diferența între un gen și altul, nu știu. Adică, într-un fel când romanța, în alt fel când un cântec zmucit, vesel de petrecere, altfel când un cântec liric de la izvor. Exact. Deci ne bea... Ai văzut că m-am făcut cam al dracului. M-am bucurat, adică nu este pentru prima dată când aud aceste preocupări ale tale în domeniul cântecului. Ai adus pe scenă, ai adus mass media, la radio, televiziune, aceste noutăți care plac, care încălzesc sufletul, care te scot așa din acel ritm de blazare, de doina este frumoasă, exprimă durerea, exprimă iubirea, exprimă niște stări mai deosebite ale omului, dar care nu întotdeauna te scot din mai ales din starea asta de stres. Apropo de ce zici, am citit de la prima ta frază. Da. Ionel Budișteanu era unul dintre dirijorii care știa să orienteze, adică să știi să te orientezi. Cum dai? Dacă erai într-un concert mare, cu o orchestră de 100 de persoane în spatele tău, știa, în primul rând, să te protejeze și să simtă pulsul publicului. Mă, ăsta am simțit-o că îl place pe solistul ăsta și a cântat frumos. Dacă a cântat frumos și lui a plăcut, a continuat și l-a chemat la bis. Dacă nu, știi cum, nu vreau să dau, dar așa ca o mică, nu ca o glumă, ci ca o realitate. Ioana Radu, care pentru mine rămâne veșnica apreciere și stimă și
cu credință mă gândesc la sufletul ei acolo, mă rog, la spirit. Exact. Am zis bine, nu? Exact. Ți-am spus exact. Că mai zic și bine câteodată. Nu mai crezut. Ioana Radu era extrem de simpatică, extrem de... dintr-o bucată. Ea îți reteza, nu-i plăcea de cutare? Du-te acasă și mai învață cum să intri în scenă, cum să ții mâinile, nu știu. Și nu dau numele, un mare cântăreț de altfel, dar care era extrem de timid în scenă, asta la Ateneul Român, la, cum să zic, monumentala clădire a Ateneului Român, unde cam greu să intre acolo concerte folclorice sau nu știu ce, dar eu am fost acolo solist și am avut fericită ocazie duminică de duminică să cânt pe scena Ateneului. Și unul dintre marii noștri cântăreți, care era extrem de timid, săracul și la bătrânețe, nu i-a plăcut ei cu... să mișca în scenă, în sfârșit, cum își folosea mâinile, că și asta e o artă, să știi să-ți folosești mâinile, nu să furi, da. Ci să lucruri frumoase. Da. Și nu, asta, da. Că uit. Da, uite, știi că se uce unul la doctor, zice, că domnul doctor, zice, dăm ceva buline și eu să înghit, că ui, domnule, de-o întind, dar doctorul de când, da? De când ce? Dacă nu mă las să spun, praful s-a ales. Și iese din scenă, era să zic numele, că e foarte cunoscut și zice, măi, Fănele, las că am zis Fănel, măi, Fănică, zice, știi ce? Ce dracu faci, bă, tu cu mâinile alea în scenă când cânți? Că nu faci nimic, nu spui nimic, că și mâinile trebuie să vorbească. Da, exact. Are dreptate. Și zice, mă, știi ce? Tu nu știi deloc ce să faci cu mâinile în scenă, zice. Ție ți-ar sta mai bine să fii ciung, zice. Da, o chestie așa mai, da. Era foarte hotărâtă. Da. În schimb, era un mare cântăreț, nu-i zic numele. Da, deci întotdeauna nu mi-a plăcut... Nu era vorba despre Mircea, prietenul nostru. Nu, nici într-un caz. Dar știi că Mircea are un glas foarte frumos și nu știi ce nu vrea să cânte. Are un glas talent, are, dar mereu este... Convinge-l tu încerc, să-l școlesc eu, că vreau să fac din el cântăresc, că îmi place glasul lui. Mereu crede că altcineva cântă mai frumos ca el și consideră că e prea mult să fie. Băi, dacă eu am mână bună, eu, pe cine am lansat, pe cine am ajutat, au ajuns mari. Irina Loghina a ieșit din mâna mea. Ileana Sărăluiu din mâna mea. Mai nou, Naidin, care a auzit cu un glas senzațional, extraordinar. Da. Ai spus lucrul ăsta. Da. Recunoaște și în fața națiunii aici. Da, chiar l-am rugat să vină la televiziune aici. Îl aducem o dată aici. Superb. Ce se întâmplă? Acest Naidin este violoncelist în Orchestra Simfonică Radio București, România. Și l-am descoperit eu cândva că el are un glas extraordinar. L-am dus, l-am invitat în spectacolul meu omagial de anul trecut de la Sala Palatului, l-am dus la operă, l-am dus în toate, multe, multe, multe emisiuni. Și acum, apropo de Mircea, vreau să spun, și acum a apelat la el, fiind întâmplător un regizor american de la Hollywood, care toarnă un film, a apelat la el că i-a plăcut foarte mult, l-a văzut, i-a plăcut glasul și ceea ce face el și a scris muzica unui film american. Dar rapid. Altă întâmplare fericită pentru el a fost că el ce a făcut? A mai fost văzut, adică n-a făcut nimic decât a cântat și a cântat bine al dracului de bine și perfect și muzical. Și l-a văzut și cineva din ambasada, de la ambasada Austriei, de la noi, de la București. Și i-a plăcut atât de mult încât l-a invitat să cânt, să meargă într-un turneu anul ăsta în România cu Filarmonica de la Viena, orchestra care îmi dă concertul de 1 ianuarie pe tot Mapamondu, așa, și la anul face în toată Europa și uite așa, uite așa, de a zic, am mână bună și pentru Mircea, nu am de el, îmi dai voie. Da, dau voie, dar vreau, aici. Dar tăiem, cine vine să tai? N-are ce să tai, să știi un topor. Că drumul este deschis. Nu știu ce ați discutat, că n-am fost cu voi în studio, că i-ai făcut propunerea, nu știu care a fost răspunsul, dar pe drum spunea... Pe drumul
căruțelor, văd mama recruților, mă. Spunea că înainte de a scoate o melodie, de a cânta, o să sune pe Benone Sinuescu să-l întrebe. Asta... Mă, știa și cum mă cheamă. Asta gata. Înseamnă că e lucrurile deja... sunt pe bune și Mircea va fi din plin pe scenă. Și, mă da, bucur. Să revenim. Sunteți la... amândoi, în concluzie, stimați telespectatori, atât Ion cât și Mircea sunt niște oameni extraordinari. Nu i-am cunoscut de mult timp, de puțin timp, dar m-au convins și sunt convins, sunt iar convins, mă repet, n-are nimica, așa e, omul vine după la mama naibii de unde venim noi astăzi. Așa? M-au convins că sunt oameni serioși și oameni de valoare și sunt îndrăgostit de felul lor de a fi, nu că nu lucrez cu flăcăii, dar de voi, de caracterul vostru și de seriozitatea voastră cu care, cum tratați problema. Mai puțin, bineînțeles, că asta nu voi iert când voi trăi, că ați întârziat astăzi când m-ați luat. Din motive obiective. Nu, puțin. Din motive obiective. Îți mulțumim că ne-ai lăudat. Nu e chiar așa, ne-ai făcut mari. La tine tu te-ai făcut singur și ai reușit în viață și suntem mândri că avem un asemenea prieten, un asemenea mare artist, este mândru orice român de acest lucru, dar de adevăr facem și noi eforturi ca să aducem pe scenă ce este valoros. Mai greu astăzi, dar facem acest lucru. Azi ai adus și ai găsit și tu, pe astăzi, mine mai aduce. Da. vom aduce și... Ai putea aprecia da, gestul meu, că da, atunci când m-ați invitat, n-am zis, nu zic, să mai mă gândesc, dar imediat m-am gândit și azi viu. După ce ai refuzat în toată perioada asta, atâtea televiziuni naționale... Rău. Nu te-am refuzat pe tine, pe nu, voi. Nu, altele, nu pe da, noi, da, da. Am refuzat chiar să mă duc în Florida, în Miami. Exact. La Miami. Și a venit la Vârșeț, la televiziunea Victoria, aici pentru dumneavoastră, dragi români. Păi știi că mașa ți-e mai aproape de suflet decât exact. Florida, departe. Aici era mai aproape. Ne cunoșteam oameni. Este greu să ne oprim pentru să că... Să țin frâu cu Benone. Dar timpul ne presează, lumea vrea să te să audă cântând. Normal. Cine mă aude cântând, măi, zice că n-am niciun gând. Dar câte gânduri ai? Dar atâtea gânduri am, câte câte zile sunt într-un an. Mulțumesc, Mircea. Zice Mircea. În realitate știe, cred că aproape toate cântecele din repertoriul marilor artiști de muzică populară. Îl punem la probă cu prima ocazie. Da. Îți mulțumim pentru prezența astăzi aici. Și îți mulțumesc aici. Că ai vorbit atât de frumos despre un mine. Cuvânt sau mai multe cuvinte din suflet pentru românii din Voivodina, pentru românii din și cei din alte părți ale Serbiei sau chiar pentru frații, pentru cei care trăiesc aici în Serbia. Emisiunea se transmite și pe internet, deci poate fi urmărită în întreaga lume. Folclorul sârbesc este un folclor care discutam și pe drum, un folclor care este melodios, care așa place, la fel ca și folclorul românesc. Există suntem multe, aici la o da, aruncătură de sunt bățe. Multe interferențe între folclorul sigur, da, românesc și sârbesc, în special cel și din sunt Banat. Sunt și mulți cântăreți care îmi plac de aici, de la Sârbi. Da. Poți să dai câteva nume? Sune Goicovici, îmi place mie foarte mult și mai ajutați-mă, că acum nu-mi vin. Lepa Luchici. Și așa. Și mai mulți, nu și se mai supără. Mulți. Data viitoare mi-au cam minte. Acum nu prea am mintea la purtător când vreau că am obosit, stimați telespectatori. Exact, n-am dormit vreo două nopți și totuși n-am murit. Așa, vreau să spun și uite că n-am uitat. Da. Ai zis că faceți gestul ăsta superb, sărbătoriți pe Emilia Comișel, Dumnezeu să o odihnească, și eu vă invit la mormântarea mea peste 50 de ani. Ai văzut cum am buletinul? Exact. Buletinul meu, cum cartea de
Da, este valabil. Așa, este valabil pentru 50 de ani de aici înainte. Deci sunt obligat să mai trăiesc 50 de ani. Ce noi să fac? Dacă e așa, 100, e, dacă 100 de ani. Dacă e sarcină, cu plăcere. Noi dorim cât mai mulți ani și să ne bucurăm de prezența ta, de cântecul tău, cântecul rămâne. Și îmi doresc să mai fiu alături de voi doi și să vă dea Dumnezeu sănătate, dar vreau să fac o urare și stimaților telespectatori. Îmi pare rău că nu am posibilitatea să vă prezint un cântec în care zic la un moment dat de-i pace și sănătate, omul le face pe toate. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate și pace tot atât de mult. Și eu vă doresc multă sănătate, fericire, să urmăriți de fiecare dată emisiunile noastre aici la postul de radio și televiziune Victoria din Vârșeț. Mulțumim încă o dată și de încă multe ori prietenului nostru, interpretului, artistului Benone Sinulescu, care a făcut un drum lung să ajungă astăzi aici la Vârșeț, în platoul televiziunii Victoria. La mulți ani, multă sănătate! O salutăm și pe estimata doamnă care te-a condus până la poartă și și-a zis, bă, dar proste că mai m-a lăsat în pace, ce vorbări într-o stație călitor. Da. La revedere, stimați respectatori. La revedere, toate cele bune. Verde, măr pălit, măi, viață, viață, drum cotit, măi, viață, viață, drum cotit, măi, tare ești greu de suit. Am fost tânăr și am suit, măi, dar ce fac la coborât, măi, doruleți dor, dar ce fac la coborât, măi, că-s bătrân și mi-e urât, măi, dorule-ți dor. Trece timpul ca nebunul și mă trec și eu, și-am lăsat de ieri tutunul, zău mi-e tare greu. De mă las de nicotină, doctorul mi-a spus că pământ o să mă țină 10 ani în plus. Și de șprițul de la gheață eu sunt divorțat, și pe lume și pe viață stare supărat. De mi-ar spune de iubire doctorul s-o las, apoi zău să nu se mire dacă-l muș de nas. Eram tânăr și frumos și n-aveam un pol, astăzi am și bani de toate și colesterol, și mai am și tensiune 17:8. Asta tot doctorul spune, of, mânca la școpt. Trece timpul, nu discută, anii mei se trec, mai am mulți până la 100, dar nu-i pun la cec. Viața chiar de e sărată, fraților vă spun, de e dulce sau amară, gustul are bun. Of, și tare îmi place viața pe pământ moșel, chiar dacă mă așteaptă raiul, nu m-aș duce în cer. Las și sprițul asta bagul, dar am să iubesc, că atunci de nelace dracu pe lume trăiesc. Foaie verde, mărăcine, ungeleanu ușa bine, cam să viu când o însera, să nu scârție canatul, că să te așteaptă bărbatul, cine strică dragostea. Că așa este bărbatul, nu știe ce știe satul.
te bate, te nebunește. Mai bine, Doamne, ferește. Of, 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 și vai de mine. Unge la nou ușa bine, că diseară viu la tine. Unge la nou ușa bine, că diseară viu la tine. Mai ții minte când Ilie a dat peste noi în vie și a fost vai de capul meu. Mi-o fi mie drag de tine, dar mi-e milă și de mine, că nu vreau să zac mereu. Că bărbatul-ți moaie coasta când te prinde cu nevasta și te bate pe orbește. Mai bine, Doamne, ferește. Of, 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 și vai de mine. Unge-lea n-o ușa bine, că diseară viu la tine. Unge-lea n-o ușa bine, că diseară viu la tine. Unge-lea n-o ușa bine, că diseară viu la tine. Unge-lea n-o ușa bine, că diseară viu la tine. Unge-lea n-o ușa bine, că diseară viu la tine. Unge-lea n-o ușa bine, că diseară viu la tine. Câți frați suntem pe lume, dacă vă uitați la mine, eu cu tata seamăn bine. Hai, hai, nu e rău, că seamăn cu tatăl meu, măi, măi. Hai, hai, nu e rău, că seamăn cu tatăl meu, măi, măi. Tatăl meu de când se știe este om de omenie, așa cum îmi place mie. Hai, hai, nu e rău, că seamăn cu tatăl meu, măi, măi. Hai, hai, nu e rău, că seamăn cu tatăl meu, măi, măi. Seamănă ogorul, eu prin lume ca feciorul, semăn cântecul și dorul. Hai, hai, nu e rău, mult mi-e dor de tatăl meu, măi, măi. Hai, hai, nu e rău, mult mi-e dor de tatăl meu, măi, măi. Mi-a zis tata într-o seară, măi, băiete, anii zboară, ia-ți-o mândră și te-nsoară. Hai, hai, nu e rău, să-l ascult pe tatăl meu, măi, măi. Hai, hai, nu e rău, să-l ascult pe tatăl meu, măi, măi. Ies m-a legănat, măi, și din leagăn m-a învățat să cânt dorul neîncetat. Hai, hai, nu e rău, că mi-e dor și când mereu, măi, măi. Hai, hai, nu e rău, că seamăn cu tatăl meu, măi, măi.
măicuțo lunea, înalțat să-mi petrec lumea. M-ai făcut, măicuțo marțea, înalțat să-mi petrec viața. Of, ce dor m-ajunge, inimioara-mi frânge, dorul mândrii-n valuri, valuri curge. M-ai făcut, mai că într-o joi, măi, să mă duc de lângă voi, măi. Dar ori pe unde m-aș duce, gândul tot la voi îmi fuge. Of, ce dor m-ajunge, inimioara-mi frânge, dorul mândrii-n valuri, valuri curge. Și m-ai făcut vinerea, măi, ca să-mi aflu dragostea, măi. Să colind lumea cântând, măi, tot mereu cu tine-n gând, măi. Of, ce dor m-ajunge, inimioara-mi plânge, dorul mândrii-n valuri, valuri curge. Așa e viața sucită, că nu e bine brodită, tocmai când te simți mai bine. Vine toamna înspre tine și mai vine după toamnă una cică, zice doamnă, care în mână ține o coasă și te caută pe acasă. De ce e viața sucită, că nu e bine brodită, când ești tânăr și fierbinte? Ai de toate, dar n-ai minte. Primăvara te sărută și tu zici mai sunt 100, și apoi când vezi că sunt 10, tragi de ea să nu mai plece. Că așa sunt eu vorbăreți, când beau cât un șlițuleț, mai spun câte o prostie, păcatul-i omenesc. Așa sunt la un pahar, când e dulce și amar, și fac filozofie, că tânăr mă trezesc. Hei! La 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 dai, la 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 dai, la rai la rai la rai, 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 la rai la rai la rai. Crezând că ar face o minune, când vine omul pe lume și-l aduce barza-n coș. L-a început să fie moș, măi, și să-ntinerească apoi, până la vreo 32. 32 de ani am spus, n-accept niciun an în plus. Și spune omule, spune, că n-ar fi rea o minune, să fii tânăr cât ai vrea. O viață și încă ceva, măi, să ai inimă nu cord, cine n-o fi de acord, cine o face vreun reproș, să se întoarcă iar în cor.
moși, că așa sunt de vorbăreți. Când beau câte un șprițuleț, mai spun câte o prostie, păcatul-i omenesc. Așa sunt la un pahar, când e dulce și amar, și fac filozofie, că tânăr mă trezesc. Hei! La 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 la. Hey, hey! Albastre, și duc cântecele noastre, băi măi, legănate pe câmpie, pe aripi de ciocârlie, măi. Dorule, să pui pe strună cântece de voie bună, măi măi, și departe prin străin, măi, să cânti doina din bătrân, măi. Hai la joc, trei zi de sărbătoare tot pe loc. Bate, bate din picioare, hai la joc, că-i frumos și care vine cu mândruța lângă tine. Uite, uite așa! Lăutarii din Moldova cântă glia, cântă slova, măi, măi. Cântă ora strămoșească, neamul nostru să trăiască, măi. Bucurile și amarul de împartul lăutarul, măi, măi. Când îmi zice din vioară, viața pare mai ușoară, măi. Hai la joc, că-i zi de sărbătoare tot pe loc. Bate, bate din picioare, hai la joc, că-i frumos și tare bine cu mândruța lângă tine. Uite, uite așa! Hai la joc, că-i zi de sărbătoare tot pe loc. Bate, bate din picioare, hai la joc, că-i frumos și tare bine cu mândruța lângă tine. Uite, uite așa! Aseară la șezătoare mi-ai pus dorul la încercare, măi, măi. Din atâtea flori în casă tu erai cea mai frumoasă, măi. Mândra care-mi place mie am s-o duc la primărie, măi, măi. Dragostele când se adună dorurile se cunună, măi. Hai la joc, că-i zi de sărbătoare tot pe loc. Bate, bate din picioare, hai la joc, că-i frumos și tare bine cu mândruța lângă tine. Uite, uite așa! Hai la joc, că-i zi de sărbătoare tot pe loc. Bate, bate din picioare, hai la joc, că-i frumos și tare bine cu mândruța lângă tine. Uite, uite așa! Shut up!
Trec cărarea, trec și valea, trec pârlea zui necază, dar și fugai rușinoasă, câteodată-i sănătoasă. Pup, pup, pupă-mă, hai sărută-mă, strâng, strâng, strânge-mă, că asta-i viața mea, la, la, la. Pup, pup, pupă-mă, hai sărută-mă, strâng, strâng, strânge-mă, că asta-i viața mea. Și-aș mai vrea o sărutare, și-aș mai vrea și-o îmbrățișare de la mândra din cărare. Pup, pup, pupă-mă, hai sărută-mă, strâng, strâng, strânge-mă, că asta-i viața mea, la, la, la. Pup, pup, pupă-mă, hai sărută-mă, strâng, strâng, strânge-mă, că asta-i viața mea, la, 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 la. Dă-i cu șpriț, că nici noi nu suntem sfinți, că și sfinții beau la vin cu paharul mereu plin. Pup, pup, pupă-mă, hai sărută-mă, strâng, strâng, strânge-mă, că asta-i viața mea, la, la, la. Pup, pup, pupă-mă, hai sărută-mă, strâng, strâng, strânge-mă, că asta-i viața mea, la, 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 la. Dulce-i mândra mea, dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i dragostea. Nici de tulburel, nici de pelin. Dulce-i vinul,
mai dulce-i mândra mea. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i dragostea. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i mândra.